Ana Maria Prodan, de urgență la Spitalul Floreasca. Ce s-a întâmplat după incidentul de vineri cu Laurențiu Reghecamf? După incidentul de vineri seară, atunci când Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamf s-au luat la bătaie în stradă, acum impresara ar fi ajuns din nou la spital. Reporterii au aflat informații bombă despre ce se întâmplă cu Ana Maria Prodan în aceste momente. Vedeta nu s-ar fi simțit deloc bine, Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecam au fost implicați într-un scandal uriaș în urmă cu două zile, atunci când cei doi s-au întâlnit în fața casei impresarei. Acolo unde au început să se ia la ceartă, iar rapid lucrurile s-au transformat într-o bătaie în toată regula. Cei doi au început să se bată cu palmele, cu pumnii, s-au tras de păr și s-au lovit peste față, iar nu doar Laurențiu Reghecam a ieșit puțin cam vânăt din acest scandal, ci bineînțeles și impresara care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ana Maria Prodan ar fi ajuns vineri la spital, însă în aceste două zile de la incident durerile de după bătaia din stradă ar fi început să se amplifice. Astfel, conform surselor Spainus, Ana Maria Prodan ar fi ajuns și în această dimineață la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde i s-ar fi oferit îngrijiri medicale, urmând ca ulterior aceasta să meargă la imele pentru a-și scoate un certificat medico-legal în urma bătăi de vineri seară. Situația e și mai complicată, căci tot sursele noastre ne-au povestit că Ana Maria Prodan ar avea acum piciorul în gips, după loviturile aplicate de către Laurențiu Reghecam, în urmă cu două zile. Totodată, impresara ar avea și mai multe vânătăi pe corp, iar brațul i-ar fi imobilizat. Cu toate că vineri a oferit o serie de declarații, iată că la acel moment, fiind vorba de adrenalină, durerile nu erau atât de mari. Însă, ulterior, Ana Maria Prodan ar fi început să se simtă din ce în ce mai rău și a mers la spital.